Ora 14, bună ziua! Se apropie sărbătorile de Crăciun, iar în inima Maramureșului încep celebrele obiceiuri, tăiatul porcului, pomana și colindele. În Baia Mare, startul ritualurilor s-a dat de la primele ore ale dimineții. Suntem aici de unde se declanșează Crăciunul, de aici se pornește cu Crăciunul, avem aici toată atmosfera, avem colindători undeva în spate, avem oamenii pregătiți să desfășoare lucrurile și avem și tradițiile acestea care sunt extrem de lăudate, este motivul pentru care ne-am deplasat la fața locului. Emisiunea Bună România a ajuns în Maramureș, leagănul tradițiilor strămoșești. În Baia Mare au început deja pregătirile pentru sărbătoarea Crăciunului. Și, bineînțeles, cel mai important lucru este tăierea porcului din care vor fi preparate toate bunătățile. Tăiatul porcului de Crăciun este un obicei foarte bine pus la punct aici la noi în zona Maramureșului. În această perioadă, respectiv de Ignatul porcului mai exact, este ziua până când se poate tăia porcul în postul Crăciunului. După această zi, zice că nu mai este bine, că porcul slăbește și s-a prevestit în noaptea de 19 pe 20 decembrie cuțitul și sfârșitul vieții lui prin visul unor mărgele roșii la gât. Maramureșenii păstrează încă tradițiile din cele mai vechi timpuri. Cu toții se pregătesc intens pentru sărbători și rar se întâlnesc sate în care să nu fie respectate obiceiurile. La noi în Maramureș, tradiția, portul, datinile noastre străbune sunt respectate cu sfințenie de fiecare familie maramureșană. În fiecare sat, dacă mergem în seara de Crăciun, vom găsi colindători, vom găsi oameni care se colindă reciproc și care își urează toți Crăciun fericit. De Ignat, toți sătenii se strâng la oaltă pentru a povesti la un pahar de horincă și pentru a gusta din pomana porcului. Maramureșul este în această perioadă a Crăciunului un loc plin de magie și de bucurie, pentru că odată cu Sfânt Nicoară sau Sfântul Nicolae, cum se numește astăzi, se declanșa, de fapt, tot ceea ce înseamnă Crăciun în Maramureș. Se începeau a se construi cetele, a se constitui cetele de colindători, se alegea o gazdă frumoasă, bună, de unde puteau învăța tinerii, dar și copiii colindele. Chiar și cetele de maturi se adunau la aceste gazde și făceau așa zisele repetiții, pentru că colindatul aici este extrem de serios. Nu se face nimic la întâmplare, ci totul trebuie să respecte niște tipare tradiționale. Obiceiul sacrificării porcului vine chiar din vremea dacilor. Porcul este în tradiția românească un simbol foarte puternic, venind de la daci, cu simbolismul acela al mistrețului. Să știți că înainte popoarele celtice, dacii, grecii tăiau doar mistreți. Și să știți că și la români se alegea porcul sălbatic, ca să-i spunem așa, și mai ales porcul alb. Nu se punea pe masa de Crăciun carne tăiată din porc negru. Porcii negri se tăiau cu mult înainte de Crăciun, dacă existau, dar porcii albi se tăiau de regulă în ajun, nu se tăiau foarte devreme, pentru că acea carne trebuia să fie foarte proaspătă și sângele era foarte important, trebuia să iei contact cu sângele mistrețului, se transfera asupra celui care mânca putere. Maramureșul a devenit un pol de atracție pentru turiștii dornici să ia contact cu unele dintre cele mai vechi tradiții din România. După anii 2000, când a început lumea să reînvețe, să resimtă altfel sărbătorile și tradițiile, au început părinții să îmbrace straie tradiționale, să învețe pe copii să le poarte și asta este un lucru foarte bun. Și mă bucur foarte mult că maramureșenii respectă în continuare tradițiile și îndemn pe toți să respecte tradițiile, pentru că numai așa putem să arătăm țării întregi și turiștilor care ne calcă pragul că aici în Maramureș suntem în continuare apropiați de tradiție.
Da, se apropie Ignatul, iar ANSVS are câteva sfaturi pentru români înainte de tăierea porcului. Direcția Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor recomandă în primul rând să cumpărăm produse alimentare numai din unități sau spații autorizate. În plus, sacrificarea porcului și consumarea acestuia în familie, fără controlul sanitar veterinar al stării de sănătate a animalului, poate avea consecințe grave. Mihai Ponea, director ANSVSA, este într-o legătură cu noi și îi mulțumesc foarte mult. Bună ziua, domnule Ponea! Ce riscuri își asumă pentru sănătatea românii care consumă carne de porc neverificată? În primul rând, așa cum ați spus și din Marea Mureș, este o tradiție și o cultură la noi sacrificarea porcului de Ignat și tocmai de aceea este foarte, foarte important ca toți românii care își sacrifică porcul în gospodărie să efectueze examenul trichinoscopic extrem de important. În această perioadă, ANSVSA, prin toți medicii veterinari din România și medicii oficiali din cadrul pietelor, lucrează în permanență pentru a putea oferi posibilitatea tuturor românilor să efectueze examenul trichinoscopic al cărnii. Consumul de carne infestat cu trichină poate duce la copii și adulți chiar și la moarte. Nu este de glumă cu acest lucru, iar infestațiile slabe sau chiar și masive pot duce la dureri musculare, la tratamente pe întreaga viață sau pe câțiva ani de zile. De aceea, să nu consumăm pomoana porcului până nu efectuăm acest examen trichinoscopic. ANSVSA a pus la dispoziție toate locațiile din România unde sunt medici veterinari și unde sunt medici veterinari al statului oficial la circunscripțiile sanitare veterinare oficiale din cadrul pietelor. Se poate efectua acest examen care durează 10 minute. Merge, lasă proba acolo, îi se dă un tichet și telefonic este confirmat sau infirmat. Constatăm în județul Alba, avem un caz pozitiv. În Suceava, la Mistres, 5 cazuri pozitive de trichină și în sudul țării. Nu este de glumă cu consumul cărnii fără efectuarea examenului trichinoscopic. Ne asumăm un risc enorm și nu ar trebui să facem acest lucru. Și totodată, nici să cumpărăm de la marginea străzii sau de la colțuri sau de la persoane necunoscute carne care nu poate... care poate nu a fost supusă examenului trichinoscopic, poate nu știm starea de sănătate a animalului și în loc să ne bucurăm cu familia și copiii noștri, ne expunem unui risc extrem de ridicat. Ce amenzi se dau, domnule Ponea, pentru comercializarea cărnii fără ca ea să fie verificată sanitar-veterinar? Amenzile sunt usturătoare, aș putea spune, de la 1000 de ron până la 20.000 de ron sau punerea pe piață a cărnii neexaminată sanitar-veterinar poate ajunge și la 30-40 de mii de ron. Dar ce este important ca sfat către consumatori este să nu cumpărăm din locuri neautorizate sanitar-veterinar sau de la persoane necunoscute, pentru că sunt mulți care încearcă să înșele românii, spun că vând carne de porc și nu este de porc, spun că vând carne de vită și este de cal și ne expunem unor riscuri în această perioadă fără substanță. Deci ce este important este ca noi să cumpărăm din locuri autorizate și dacă sacrificăm și îmi doresc ca toți românii să sacrifice în curte porcul și să mănânce pomoana porcului, dar doar după efectuarea examenului trichinoscopic. Da, am văzut că e o îngrijorare legată și de cei care ar putea să sacrifice porcii în fața blocului. Se mai practică așa ceva? Înțelegem că ei vor primi avertisment de la poliție. Da, într-adevăr, nu este de dorit nici din punct de vedere al bunăstării animal, nici din punct de vedere al copiilor să sacrificăm, nici din punct de vedere al igienei în fața blocului să sacrificăm animalul. Trebuie să o facem în curtea noastră, alături de copii, de nepoți, de toate rudele, dar în curtea noastră, nu în fața blocului. Și cu condiția să verificăm ulterior carnea din punct de vedere al expertizei sanitar-veterinar. Este obligatoriu acest lucru, mai ales că dintr-un porc facem preparate, dăm la copii, mâncăm cu toți copii, nepoți și să nu ne expunem unui risc care nu se merită, pentru că putem efectua acest examen în toate
județele țării în mai multe locații pe site-ul www.ansvsa. La fiecare județ putem vedea unde se poate efectua acest examen trichinoscopic cu număr de telefon permanent. Deci am pus la dispoziție aceste lucruri pentru a nu consuma carne de porc neexaminată. Încă un lucru, domnule Ponea, se poartă să comandăm mâncare pentru gospodinele care au un program încărcat în această perioadă? Se comandă mâncarea tradițională și de la restaurant. Din acest punct de vedere, ar trebui să existe îngrijorări? Din acest punct de vedere, nu ar trebui să existe îngrijorări, pentru că inspectorii ANSVSA au un plan suplimentar de control în toate unitățile de administrație de alimentație publică și în special în restaurante, unde se organizează și petreceri de Crăciun și de Anul Nou și unde se achiziționează de către gospodinele grăbite. Deci acolo, fără grijă, putem achiziționa, pentru că acolo există control sanitar veterinar și în plus și inspectorii sanitari veterinari verifică aceste locații în această perioadă cu pregădere. Da, vă mulțumesc foarte mult, directorul ANSVSA Mihai Ponea a fost. Mergem mai departe. Pomana porcului la Ignat este una dintre cele mai iubite tradiții ale sărbătorilor de iarnă, astfel că la tăierea porcului, care se face în general mâine, pe 20 decembrie, oamenii adunați să sacrifice animalul sunt serviți la final cu bucăți alese din porc, drept mulțumirea faptului că animalul a fost sacrificat cu bine. După acest moment, pregătirile pentru Crăciun încep să ia amploare, iar gospodinele încep deja să pregătească bucate alese pentru masa de Crăciun. Meniul de sărbători e o veste bună pentru suflet, dar nu și pentru sănătate. Cum e bine să prevenim decât să tratăm? Îl întrebăm pe medicul Tudor Ciuhodaru. Domnule Ciuhodaru, bună ziua, vă mulțumim! Eu sper că românii să-și amintească semnificația acestei sărbători, în așa fel încât să nu ajungă numai mare la urgențe. Iar, pe de altă parte, remarcăm că de-a lungul timpului, să știți, profilul pacientului care ajunge într-un serviciu de urgență s-a modificat. Nu mai vorbim neapărat de patologia digestivă pe care o reamintiți dumneavoastră în fiecare an, ci de patologie etilico-traumatică legată chiar de aceste sărbători. Și să știți, doamnă Mararu, că încep lucrurile chiar dinainte de sărbători, pentru că a face curățenie este un lucru extrem de riscant și sunt tot mai multe intoxicații accidentale în această perioadă și la doamne și la domnișoare care uită să ventileze corespunzător acele încăpere care utilizează diverse substanțe, iar pe de altă parte riscul de a ingera astfel de substanțe este major, mai ales la pacienții care au consumat și alcool și confundă sticlele cu mare ușurință. Iar nu odată am avut pacienți în stare critică, inclusiv copii, care au avut acces la astfel de substanțe toxice și mai spunem încă o dată, educația pentru sănătate ar trebui să fie predată de la școală, în așa fel încât cel puțin expunerea aceste substanțe toxice să fie minimală, măcar în această perioadă. Pe de altă parte, să știți că mai vorbim și despre pregătirea bradului, pentru că foarte multe accidente, traume, se întâmplă în această perioadă, iar nu odată persoane vârstnice ajung în serviciul nostru de urgență, la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, cu traumatisme craniocerebrale, cu fracturi costale, cu fracturi de pumn, cu fracturi de șold, în contextul în care au căzut de pe masă, de pe scaun și nu au fost atente la ceea ce se poate întâmpla în această perioadă. Și dacă tot vorbim de brad, o să mai spun un lucru extrem de important. Sunt foarte mulți iubitori de animale, dar luminițele alea care tot stresează animăluțele fac ca foarte multe dintre ele să devină agresive, agitate, iar nu odată plăgile mușcate au făcut ca serviciul de urgență să fie, dacă vreți, solicitat și în aceste puncte de vedere, iar vă reamintesc încă o dată că niciuna dintre astfel de leziuni nu se vindecă de la sine și că este mai bine să ajungeți cât mai repede la spital pentru a nu ajunge la complicații. Și vorbeam despre pomana porcului. Încă se sacrifică porci în gospodărie și să știți că există, dacă vreți, și o răzbunare a porcului, pentru că nu odată plăgile mușcate de porc au creat numeroase inconveniente pacienților și vorbesc despre plăgi cu potențial septic, inclusiv amputații traumatice ce necesită rezolvare chirurgicală și a temporizat rezolvarea unor astfel de leziuni, mai ales în această perioadă, face ca aceste lucruri să nu evolueze favorabil. Iar eu, să știți că de fiecare dată spun că doamnele și domnișoarele sunt cele mai expuse la tot felul de probleme în această perioadă critică, iar pe de altă parte a pregăti masa de Crăciun, arsurile, plăgile sunt suficient de frecvente, iar tratamentele improvizate pe cum a aplicat diverse albuși de ou, miere de albine, frunză de varză pe arsuri nu fac decât să complice evoluția, să ne îngreuneze prelucrarea acestor arsuri și să ducă la numeroase complicații și nu vorbesc doar de cele de ordine estetic, ci cele de punct de vedere
funcționa. Și doamna Moraru, să mai trag un semnal de alarmă. Poate o să spun pentru a mea oară, dar este extrem de important, pentru că depresia de sărbători, să știți că face furevagii în fiecare an. Și nu odată, mai ales în ultimele zile de post și primele zile ale Crăciunului, ajung pacienți cu tentative suicidare în serviciile de urgență, multe dintre ele extrem de grave, pentru că există o accesibilitate largă la medicamente de diverse tipuri și nu o să fac acum o rețetă pentru suicidar. Iar în acest context, atenție la cei care vă sunt aproape, dacă măcar verificați dacă sunt bine din când în când, pentru că aprecierile nerealiste apropo de ceea ce ne-am dorit și chiar contactul cu familia în această perioadă poate să ducă la un potențial din acesta suicidar și este bine să le evaluăm corespunzător, în așa fel încât să nu se ajungă la lucruri pe care nu le-am dorit în această perioadă. Domnule Ciuhodaru, ați observat o accentuare a acestui fenomen legat de depresie în pandemie? Da, depresia de pandemie, și știți că noi suntem parte a unui studiu internațional. Eu personal sunt unul dintre investigatori și împreună cu Institutul de Psihiatrie Socola facem acest lucru la nivel internațional cu profesorul Solmi din Italia. Lucrurile au evoluat tragic în această perioadă și remarcăm că fenomenul depresiei la toate categoriile de vârstă este din ce în ce mai accentuat și țineți cont că nu vorbim doar de pandemie, dar vorbim și de dificultățile socioeconomice colaterale, dacă vreți, acestei pandemii, de faptul că oamenii s-au văzut practic blocați în case, fără perspectiva de a interacționa social, iar scăderea dramatică a veniturilor a făcut ca lucrurile să nu meargă pe o tentă favorabilă și când încercăm să căutăm soluții, să știți că în această perioadă efectuăm chiar un studiu făcut la nivel mondial în ceea ce privește inclusiv depresia la copil, pentru că lucrurile acestea nu au fost controlate corespunzător. Și vă dați seama că în contextul în care veniturile sunt afectate, viața noastră de fiecare zi este pusă între paranteze, oamenii au văzut că multe dintre măsuri sunt aberante și nu au nicio legătură cu ceea ce ar trebui să fie făcut științific pentru viața oamenilor în această pandemie. Cred că în următoarea perioadă va fi nevoie de asistență psihologică și de a asigura practic un circuit corespunzător acestor pacienți, inclusiv diagnosticare precoce, pentru că lucrurile se vor vedea și cred că și următoarele generații vor fi afectate, mai ales în contextul în care, uitați-vă și dumneavoastră, până și învățământul nu mai este ceea ce ar trebui să fie. Da, domnule Ciuhodaru, ne pregătim pentru o săptămână grea, mai ales din punct de vedere culinar. Ce sfaturi aveți pentru cei care au ținut post în această perioadă? Cum ar trebui să facă trecerea? Ne amintim celor cu afecțiuni cronice digestive, adică ulcere, gastrite, pancreatite, ciroze, colecistopatii, să respecte regimul igienodietetic și să nu facă rabat la nimic în ceea ce privește administrarea medicației doar pentru a mânca sau bea. Gândiți-vă că mai sunt și alte categorii de pacienți afectate de abatere de la regimul igienodietetic, vorbesc de cei cu afecțiuni cardiovasculare, hipertensiune, cardiopatie ischemică și cei cu afecțiuni neurologice, constat că numărul de accidente vasculare cerebrale este în creștere în această perioadă, așa că la fiecare semn de alarmă, și încă o dată, doamna Moraru, semne de accident vascular cerebral, acea formulă fast, repede, cu asimetrie facială, cu a ridica brațele, asimetrie la ridicarea antebrațelor, cu dificultăți de vorbire, și uitați-vă că tâs, să știți că nu vine de la Tudor Ciuhodaru, vine de la timp, de la prezentare precoce la spital, vă pot salva viața și pot duce la o recuperare corespunzătoare. Dar dacă nu știm nici măcar aceste semne de alarmă și nu suntem avertizați a ceea ce ar trebui să se întâmplă, vedem că de fiecare dată pacienții ajung târziu în spital, iar dificultățile legate și de funcționarea spitalului în această pandemie a făcut ca numărul unor pacienți potențial recuperabil să scadă corespunzător. Oricum, dacă aveți astfel de afecțiuni și este o perioadă îndelegată de post, încercați să reluați progresiv alimentația și a evita acea alimentație bogată în carne și grăsimi, mai ales dacă ați ținut post în această perioadă, pentru că această patologie digestivă rămâne în continuare un segment important al acestei perioade. În plus, comele alcoolice, tulburările legate de consumul excesiv de alcool sunt numeroase în această perioadă și vă reamintesc că un vechi proverb românesc spune să bei cu capul și nu cu stomacul, pentru că astfel de situații critice sunt întâlnite frecvent în această perioadă, da. Și dacă le corelăm și cu agresiunile și cu ceea ce înseamnă accidentele rutiere, vă spun că cel puțin unul din
trei șoferi cu vârste cuprinse 18 și 30 de ani, opriți în trafic de poliție, au fost găsit sub influența băuturilor alcoolice și asta nu poate decât să ne îngrijoreze și poate ar fi momentul ca și în România să existe ceea ce se practică prin alte țări europene. Eu mi-aș dori și la ea să fie un astfel de lucru, să fie acel semnal if you drink, don't drive, dacă bei, nu te urca la volan, dar să existe măcar în perioada Crăciunului acele mijloace de transport în comun gratuite, în așa fel încât cei care au băut să nu fie ispitiți să se uite cel la volan și să aibă toate posibilitățile de a se deplasa altfel, în așa fel încât să nu devină practic criminal cu diplome, așa cum se întâmplă de foarte multe ori în această perioadă. Da, ultima întrebare, domnule doctor, suntem oarecum între valurile pandemiei, dar pericolul reprezentat de boala COVID-19 nu a trecut. Pentru românii care în această perioadă plănuiesc să meargă în vizită la persoane în vârstă, vulnerabile, unele poate nevaccinate, din zonele rurale, cum ar trebui să abordeze această problemă? Amara, nu există o rețetă pentru așa ceva, dar măsurile rămân universal valabile, adică ceea ce zicem despre protecție, distanțare, mască, rămân valabile și în această perioadă. Dar chiar mă uitam ce spune Agenția Europeană a Medicamentului, care a desumflat oarecum, citez isteria asta cu Omicronul, majoritatea cazurilor până acum cel puțin sunt ușoare și departe de mine de a spune de o strategie coerentă, trebuie să însemne cele patru măsuri pe care vi le-am spus de la începutul acestei pandemii, da. Și nu le ascultă nimeni, inclusiv de testare extinsă, regulată, gratuită și dacă ar fi asigurată la fiecare colț de stradă că a fost nevoie să vină reprezentanta Organizației Mondiale a Sănătății Edel Popovici să ne spună acest lucru, sunt convins că multe dintre aceste cazuri ar fi diagnosticate la timp și ar putea să prevină această contaminare. În plus, să știți că rămân valabile regulile pentru orice fel de viroză, adică dacă vorbim despre pacienți care au febră, frison, tuse, expectorație, coriză, rinoree, curg nasul cu ochii, ar trebui să ne izolăm și să nu interacționăm cu alte persoane, pentru că evident riscurile în astfel de condiții de a transmite inclusiv coronavirus rămân semnificativ crescute. Iar regulile elementare de igienă, pare banal ce spun, eticheta tusei și a strănutului, spălatul corespunzător pe mâini, minim 20 de secunde, insistând pe pliurile de flexie, pe pliurile interdigitale, utilizarea unui prosop de unică folosință după ce ne-am spălat corespunzător pe mâini, sunt lucruri simple, dar care pot face diferența în ceea ce înseamnă transmiterea oricărei viroze respiratorii, mai ales că, uitați-vă, doamna Moraru, au apărut în România și primele cazuri de gripă în acest an. Așa este. Mulțumesc foarte mult, medicul Tudor Ciuhodaru a fost în direct de la Iași. Ne pregătim să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vedem imagini cu nisori abundente la Bâlealac, pe Transfăgărășan, unde stratul de zăpadă măsoară peste 1,5 metri, cel mai mare din țară. Unde va mai ninge, ne spun meteorologii imediat. Rămâneți cu noi! Nisori abundente la Bâlealac, pe Transfăgărășan, unde stratul de zăpadă măsoară peste 1,5 metri, cel mai mare din țară. Salvamontiștii ne avertizează că riscul de avalanș este de gradul 3, pe o scară de la 1 la 5, de altfel în toate zonele din munții Făgăraș și Bucegi, aflate la peste 1800 de metri altitudine, e pericol de căderi masive de zăpadă, asta și în contextul în care până mâine e în vigoare o atenționare cod galben de nisori. Ce ne rezervă vremea în continuare, aflăm de la Oana Păduraru. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Într-adevăr, după cum spunea și dumneavoastră, în zona montană continuă să ningă, mai ales pe creste la altitudini mai mari de 1700 de metri și chiar și în această noapte până mâine dimineață ne așteptăm la depunerea unui strat mai consistent de zăpadă. Totodată vreau să menționez că, așa cum ați spus, există risc destul de mare de avalanșe, pentru că au tot fost alternanțe din punct de vedere termic în ultima perioadă. Stratul de zăpadă preexistent s-a topit, apoi a înghețat și, evident, zăpada nouă depusă nu mai creează un contact foarte bun cu stratul preexistent. În continuare, ne așteptăm la ninsori și pe parcursul zilei de mâine, la început
începutul acestei săptămâni, tot cu precădere în zona Carpaților meridionali, dar și în restul masivelor montane. Însă, în zona Carpaților meridionali și în Carpații orientali ne așteptăm și la intensificarea ale vântului cu viteze de peste 80-90 de km pe oră, viscolind în soarea și spulberând zăpada, și vizibilitatea va scădea semnificativ în aceste zone. Începând în restul teritoriului, la începutul acestei săptămâni, precipitațiile vor fi în nord și în centru, mai ales sub formă de ninsoare, iar în restul teritoriului încă mai sunt precipitații sub formă de ploaie la poviță, dar trecători și de ninsoare. Începând de marți, însă, valorile termice vor fi în scădere semnificativă pentru interval scurt de timp, aproximativ 48 de ore, dar suficient cât pe parcursul nopților minimele termice, mai ales în depresiuni, să coboare sub minus 16 grade, iar cele mai ridicate valori minime vor fi în jurul la minus 5 grade. Temperaturile maxime și ele vor fi în scădere, astfel în mare parte din țară se vor înregistra maxime pe parcursul zilelor, maxime negative, pornind chiar de la minus 6 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei până la cel mult 6 grade în lunca Dunării. Deci tot extremitatea sudică ar rămâne chiar și pe fondul acestei răciri, da, cu valori pozitive, apropiate de cele normale pentru această dată. Doamna Păduraru, cu siguranță, da, iertați-mă, mai avem în jur de un minut, cu siguranță telespectatorii noștri și-ar dori să aibă parte de un peisaj de poveste de Crăciun. Din informațiile pe care le aveți în acest moment, la cum arată hărțile, unde va cădea ninsoare de Crăciun? Din datele pe care le avem până în momentul de față, din păcate, veștile nu sunt foarte bune, pentru că doar în zona montană va exista, va fi ninsoare de Crăciun și va exista strat de zăpadă. În restul teritoriului, având în vedere că din datele pe care le avem până acum, pentru că s-au tot modificat destul de mult materialele în ultimele săptămâni, se pare totuși că mergem pe un fond de vreme ușor mai caldă și precipitațiile care vor fi prezente în a doua jumătate a săptămânii viitoare, în special în regiunile intracarpatice, vor fi totuși mai ales sub formă de ploaie și la poviță. Deci să vedem o ninsoare cam povești în zonele mai joase de relief, nu, dar în zona montană, într-adevăr, peisajul încă din cursul zilei de ieri este destul, da, chiar și la altitudini mai joase, este un peisaj de poveste cu, da, cu zăpadă, cu strat de zăpadă, dar din păcate deocamdată și cu intensificări de vânt. Da, vă mulțumesc foarte mult, Oana Păduraru, meteorolog de serviciu în cadrul ANM. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. La fix știri cu Dan Gabor. O zi bună tuturor, pe curând!